Bine v-am găsit, frate, la un nou episod din seara asta de curse. Suntem aici împreună cu sălbaticul. Oh, salut, grezele. Ce mașină să-mi iau eu? Nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe episoade de curse. O să iau custom T20-ul. O să-i dăm asta sălbaticului pentru el că îi place. Nu uitați să apăsați acum butonul de like. V-a plăcut extraordinar de mult episodul de data trecută de curse. Am strâns foarte multe like-uri, foarte multe vizualizări. Mă înclin în fața voastră, ar fi genial să facem și de data asta același lucru. O să umilim sălbaticul astăzi pentru că știți că el nu se prea pricepe la condus nici în viața reală, nici în jocuri. În viața reală, ba da, fraiere. Am văzut, da. Aveam aici un muc enorm, o să arunc și eu pe aici, pe punga asta. Ce? Ce se numbă? Intrăm în cursă. Puram, gata. Da. Vezi că eu nu prea am mai făcut curse, nu prea știu despre ce e vorba aici, mă vezi și pe mine? Pleci la 1. Apeși pe accelerație, să nu apeși și mai devreme. 3, 2, 1 și apasă. De o să fie mai greu decât pare, stai liniștit. De ce sunt cel mai prost din curtea școlii? Păi dar pe cât ești? Pe 6. Bă, nu știu, așa ești tu, ce să zic. Sunt pe 5 acum, fraiere. Bă, eu nu pot să-l ajung pe ăla din prima. Iau, iau, știu cum au depășit ăștia. A, gata, gata, gata. Nu te cred. Deci lovin cur și mă dezechilibra eu. Mamă, dar de ce nu iau mașina? A, grasule. Băi, Jagardel, ce ești? Eu, Jagardel? Bă, dar tu ai mașina mai șmecheră. De ce? Aoleu! Bă, dar pe ce loc ești? Mamă, pe 6, că-l dădui pe 1. Dădui în curul 1 ea. Deci se duce să-l ia din față, de nu mai vezi. Și nu e normală treaba asta, știi, nu? Da. Au hack. Nu? Ceva de genul. Ceva de genul, băiatul meu. Bă, mă împinge unul din spate pe lanciul. Mă împinge, nu știu, pe el. Bă, el împing. Dar el are mașina mai șmecheră. Bă, nici nu ajung pe nimeni. Da, nici nu trec pe nimeni. Bă, grasule, dar mașina mea e praf. Și nici nu ajunge nimeni. Păi e că e clasică, probabil. Păi și eu ce fac ca să nu mai... Te-ai lovit, băiatul meu. Te-am depășit. Suntem pe locul 2, băieți. Eu sunt pe 8, vai de steaua mea. Păi așa ai fost toată viața ta. Păi nu, bă, grasule, dar eu am mașina proastă, ești nebun, pe ăștia mă ajung fără să fac nimic greșit. Păi nici eu n-am o mașină extraordinară, stai liniștit, adică... Așa, ba, așa. Cred că mai bună ca a mea tot e. Ce se lovi fraierul ăla? Deci nu înțeleg cum s-a întâmplat treaba asta aici. Uitați-vă și voi cum a depășit ăla, dintr-o simplă greșeală a acestui joc. Păi ce-ți făcut, mă, joc? Deci fii atent, tu fusei aproape de ei și mă depășeră, iarăși își luară distanță de 10.000 de metri. Deci eu nu înțeleg, frate, cum se întâmplă treburile astea. Adică nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect. Nu se poate face performanță în condițiile astea. Mamă, grasule, sunt într-un tunel. Paolo, ce în spate ești. Cu mașina asta știai că această cursă este sponsorizată de Obey? Da? Da? Ce șmecher. Fără mișto. Super. Ha, m-ai luat un prost. Păi cum ai reușit să te întrezi singur? Ce mă derâzi așa? Grasule! Ce? Dar tu-i ca prostul zir și mă blocai acolo și veniră patru proști de dură în curul meu. Bă, când ți-am spus că proștii se atrag. Îi făcui praf. Mamă, deci ce distanță și-a luat aia. O să mă arvez, mă, și să iau și-o locul 1. Păi și? Deci dacă tu îmi spui mie că mașina asta a avut acolo șansă să se răstoarne, eu îmi tai jugulara. N-are cum. Tai jugulara, grea. O mașină cu suspensia asta să se răstoarne cam greu de crezut, sincer. De ce am mașina proastă? Dacă și e mașină proastă. Ba, nu vreau, e super, e bombă, ce-ai? Trebuia să iau eu ultima mașină care a apărut, dar mă țin că fac un episod cu ea și uite că n-am mai luat-o, să mai tunez. N-ai mai făcut peste? Mamă, ce nasoară e aici.
Mamă. Mamă, m-am întrebat un prost. Da? Da. Extraordinar. Nu mi se pare că e grasul. Tot pe locul 3 sfârșesc. Aha. Zi, mersi. Păi cum să zic mersi, că nu-mi convine. Păi da, grasule, dar mie ce să-mi convine cu asta mașină, cred. Nu merge, bă, două mamă e de mașină. Uite și tu cum am trecut aia, deci nu mi se pare normal. Trebuie să-mi iau o mașină foarte rapidă de acolo încolo. Oh my god. Locul 3, băieți. Nu e rău, adică nu sunt prost, dar nici deștept, cam ceva de genul. Da, dar mie ce mai, de mine ce mai zici? Ce loc ești? Aha, 7. Mamă. Pă ce să vă, grasule, că... Ia, Andra lăcât. Aici în spate ăștia să mănâncă între ei. Bă, dar tu de ce te joci pe contul lui Andra? Păi să e contul meu. Unde e contul tău? Că se cheamă Andra. Păi da, și contul său ăsta stimul pe ce? Ce să mai zic? Bă. Dar nu te să iei alea neapărat, știi, nu? Păi știu, dar îți dă speed, nu? Îți dă foarte puțin, dar adaptul pierzi dacă te duci cu ele. Sălbaticule, m-ai dezamăgit. Ce să te dezamăgesc, bă, că ăștia-s bulangii, bă? Bă, dar spune și mie cum îmi iau mașină, cum alea. Tu îți cumperi mașină? Ăsta bubuie. A scăpat. Nu mi se pare corect. Păi de ce? Mie mi se pare foarte corect, să știi. Locul 3. Păi, dar înseamnă că eu niciodată nu o să pot să câștig. Păi de ce? Păi dacă nu ai bani. Păi da, exact. Fă-i rost de bani, muncește. Aaaa. Mă pui la muncă. Uite, ne bătu cocoana asta. Urât asta. Și mai pierdui și 1000 de dolari la pariuri. Da, dar luai 13.000. Aia, suntem ok. Eu nu luai nimic. A, ba da, l-ai și-o, 5700, uite ce șmecheri sunt. 31.000 primul loc, bun. Ce facem acum? Curse. Da, așteaptă. Continuu. Așteaptă, da, că să continuăm singur. Ok, pe care vrei tu să o luăm? Nu știu. Hai pe asta, că arată bine. Pe aia, așa. Nu-i dădui? Din mijloc, sus. Păi da, acolo apăsați-o. Da? Mișoge? A, prea târziu, fraiere. Mamă. Bă, da. Hai că acum aspir spre locul 6, grasule. Da, tu bați în retragere mai mult. Cum în retragere, bă, că poți să iei pe 7? I'll beat you. Let's not do wrestling, guys. This is a race. Let's not do wrestling, I was like... Bă, nu mai da, mă. Dă-i off. Eu dădui join, grasule, că sunt șmecher. Da, mă, da. Și tu ești șmecher? Gata. Hai să mai intre lumea. Tu vreau să fii de șmecher, așa. Suntem 11 playeri. Care va fi cel mai bun? Ai dat launch. Bravo, tati. Hai că ești inteligent ca Superman. Puteau să mai intre câțiva. Puteau, dar n-au mai intrat. Aveam timp, dar... Te pui cu dobitoci, grasule. Nu te pot spune... E dobitoși. Păi și, deci, traxul ăsta nu e bun, grasule. Bă... Uite, de exemplu, dacă mă uit pe X80 Pro, e mult mai rapid. X80-ul Pro, ba nu, nu e X80 Pro. Uite, iau pe asta. Și asta văd că e rapidul, sau? Ia să iau, mă, pe asta. 1000 pe la băiatul, Bercea câștigă cursa. Sigur că da, pariuri sportive, băieți. Puteți paria chiar acum în secțiunea de comentarii, apăsând un like, că eu o să câștig cursa aceasta. A pus 500, că câștig eu. Că câștig? Că câștig eu. Acum e cea mai mare greșeală. Da? Da. Cum să pierzi bani, sigur? Mamă, da, ce mașină urâtă am. Stai, liniștit. Oh, dar de ce mă dă ultimul? Am plecat. Și m-am dus pe primul loc. L-am făcut praf. Da, dar nu iau checkpoint-ul, fii atent.
Da. Bună? Ratai checkpoint-ul. Păi și ce se va întâmpla? Sunt pe ultimul loc, ce crezi? Aaaa, grăsuțule, păi ce ai făcut mă? Sări prea mult cu mașina. Bă, Alfonso, dați-vă mă din fața mea să vă bat pe toți acum, grasule! Uite, bă, asta e electrică a mea, mă! Da? Da, luai o mașină electrică, acuza este ca și pierdută. Ai o autonomie mică? De ce luai o mașină electrică, doamne? Uite-te și tu, ce fac. Da, nu mai revin eu. Ai ce, bă, uite bă, dobi. Sau poate de comeback is real, băieți. Bă, grasule, bă, bă, ăștia sunt proști rău, mă. A, păi, ia uite cum am întrecut doi odată. Locul nou, numai nou, sunt mereu pe locul nou, nu dau un pas. Da, și eu n-ajung în partea aia, what the fuck. Ia-te-l cu cade. Sunt pe locul 7, ești nebun. De pe loc 6. Bă, vă, să-ți dau restart, zi, mă. Bă, cum îmi dau restart, grasule? Apeși pe F. Păi și-mi zi, ți-ai apăsat. Ți-ai apăsat pe F. Aaa, ce căcat, bă. Mamă, ce m-am învit. Am pe ultimul, ce căcat. Mersi. Bă, și ce-mi face, mă, că nu fac nimic. Ți-ai apăsat mult pe F. Da, mă, și acum e imaginea neagră, puii mei. Nu, se blocă înseamnă. Hai, bă, vorbești serios. Bă, ce căcat de joc e ăsta, mă, mâncați așa. Acum la modul cel mai serios. Trollând să-l bat. Bă, grasule, dai milioane bune pe el și nu e în stare să fac un... Aaa, că ai dat milioane bune pe el, dacă e. Ba, nu, cât e? E 15 euro, cât mai e? Cum să fie 15 euro? Cât e? Păi nu știu. Eu nu l-am cumpărat cu 15 când l-am cumpărat. Mamă, iarăși ratez, frate, checkpoint-ul. Hai, mă, lasă-mă, că e un căcat. Da. Dar pe ce loc ești acum? Bă, normal că pe ultimul rând. Ia-te prost, ia-te prost, ia-te prost. Dă-te, bă, de aici, cursura societății ți. Na, na, că nu treci, dă-te în gâții, mătii. Asta tu 20 de secunde se încarce. Uite-te și tu cum pierd eu din cauza unui dobitoc, Alfonso. Alfonso, cred că din ăla a dat 28 și am aș pierdut. Păi nu știu, îi se ia așa, că nu-l cheamă așa. Nu știu, dar era unul cu A. Mama lui de game, president. Deci mașina asta își ia prea mare avânt, frate. Este. Mamă, praf m-au făcut. Uite-te-și tu. Puuu, alegeți-ar praful de voi. Bă, dar nu e corect, grasule. Pleacă de aici. Uite-te-și tu cum mă face la praf. Și eu îmi luai mașina electrică, băieți. Este cea mai troll cursă asta. Ia, uite-te-și tu cum o să mă ajungă la. Hai băiatul meu, hai că te iau și pe tine. Deci trebuia să fiu pe locul 3-4, dacă era să nu se întâmple minuni. Da, și eu eram pe 6 sau 5 înainte să se întâmple minunea. Noroc că mai e. Uite mă, n-a dobit toci. Bă, alege să ar praful de tine, să dea domnul să crești copiii altuia. Da? Nu tu mă, ăla. Așa, să crești copiii altuia. E de așa, da. Și am aș pe aici. Care e faza nasoală cu blestemele ăștia? Că de obicei se prinde de tine. O omor. Îl iau, grasule. Sunt pe 10. Bine, sălbaticule. Ura, aventura. Este. Bă, grasule, pierdui. Cred că dacă nu pierdui 40 de secunde de voie acolo. Așa că eu zic că e bine. Da, ești tank. Și eu de nu pierdui astăzi că mă făcură praf ăștia. Mă cotonogiră, mă... Te cotonogiră? Oh, locul 7, atenție! Gata, sunt pe 9! Suntem pe cai mari. Păzare, cadea! Artificii! Da. Mamă, dar dacă îl prim pe la violet să ce-i fac. Da, să vezi ce-i fac. Deci mașina mai proastă ca asta n-am avut de foarte mult timp. Țin să vă mulțumesc că m-ați inspirat să o cumpăr, să o iau. Păi cine zis, mă? Sunt pe 8, grasule. Nu, sunt pe 7. Mamă. Sunt pe 7. Te ajung.
Da, s-o crezi tu. Când vreodată în viața asta? Bă, eu sunt mai inteligent și mai frumos ca și tine. Decât tine, na. Să nu zici că nu folosesc, că nu fac bine acordul sau... Da, se vede cât de inteligent e, bă. Băi, ce mă, Ceaușescu, ți se părea că avea prea multă școală? Dar era un geniu, mă. Un geniu în cult. Da, tu ești Ceaușescu. Da, ștovarș, prieteni. Prieteni. Mamă, chiar e Ceaușescu. Grafule, vin, băza. Da, Astea cred că sunt ultimele scursuri, ultimii. Bă, să știi că nu ești cu mult mai în față. Nu, că decât cu o jumătate de oră. Să știi că la post al fac mult mai rapid. La ce? La post. Da, păi uite, în Formula 1 aici. Da, ce, unde ești, mă? Ești la curse. Tum, și am terminat, băieți, pe locul 7, rușine. Fraților, nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe episoade de acest gen și noi desigur ne vedem data viitoare. Pa, pa! Sigur, pupici!